Deci, ce se întâmplă la ora actuală? Plahotniuc a știut din start cine e Dodon. Plahotniuc, dincolo de partidul lui socialist al lui Dodon, Plahotniuc a știut că Dodon este un om foarte hapsin la bani. L-a văzut atunci când i-a dat filat banii pentru Timofte, pentru votul cu Timofte. Așa l-a văzut pe Lupo altădată că e pasagerul lui. Așa l-a văzut pe Dodon, că omul ăsta, chiar dacă o să vrea să se oprească la un moment dat, chiar dacă este experiența lui Filat că a ajuns la pușcărie, Dodon nu se poate opri. Dodon nu se poate opri. Bunii mei prieteni, în februarie, îmi pare că 24 februarie 2000, nu știu exact data, dar dumneavoastră țineți minte, în februarie 2017, la câteva luni după ce Dodon a devenit președinte, eu am avut o informație pe care am spus-o public, că în ziua de joi, data cutare respectivă, vine reprezentantului Gazprom să participe la tranzacția dintre Dodon și Plahotniuc, prin care Dodon îi vinde lui Plahotniuc funcția de director la Moldova Gaz. De ce o vinde Dodon? Pentru că Dodon era omul Moscovii și în campanie electorală s-a acoperit cu această calitate a lui de omul lui Putin și omul Moscovii. Dodon atunci nu vorbea așa cum vorbește acum, că Republica Moldova are un tratat cu Uniunea Europeană. Noi trebuie să ținem cont. Dodon spunea că vine să rupă tratatul, acordul de asociere cu Uniunea Europeană, că drumul nostru e spre Putin și așa mai departe. Dodon nu mai vorbește acum așa, pentru că banii lui circulă prin zone offshore din toată lumea, unde există jurisdicția americană, unde există jurisdicție europeană și el nu mai poate fi acel care era atunci fără bani. Dodon la ora actuală este multimilionar, iar banii care i-a făcut, o parte din bani, i-a făcut din această tranzacție cu Moldova Gaz. Vă amintesc ce a fost atunci? Deci eu am spus că vine și tranzacția s-a făcut și această funcție de director la Moldova Gaz este vândută de către Dodon lui Plahotniuc și a venit omul de la Moscova, de la Moldova Gaz, și director la Moldova Gaz a devenit Vasea Botnar. Vasea Botnar, care la ora actuală este director la SIS. L-a luat Plahotniuc după ce l-a pus acolo, după ce a pus mâna pe Moldova Gaz și l-a pus director la SIS, iar în locul lui Vasea Botnar n-a mai fost numit nimeni, stă un om, o sculă de-a lor acolo, nici nu mai știu numele, dar nici nu mai contează, care asigură tot ce le trebuie lor pe această zonă de Moldova Gaz, unde, apropo, se fac milioane, mai ales atunci când ai toți direcții în re în mâinile tale, de la tarife, de la pierderile de gaze și tot așa. Acolo există un mecanism de scurgere a banilor din Moldova Gaz de ani de zile și trebuie să știți că atunci când rușii își pun oamenii lor la conducerea Republicii Moldova, îi pun tot pe banii noștri, nu pe banii lor. Clădirea președinției nu se face, și am spus-o din start și repet încă o dată, clădirea președinției nu se face pe bani turcești. Chiar dacă toată lumea crede că la ora actuală Dodon i-a plătit lui Erdogan pentru banii care i-ar fi băgat Turcia în clădirea președinției. Dodon i-a plătit și, așa cum observa corect Daniela Bodrug ieri într-o emisiune la 10 TV, asta este o tranzacție. Oamenii ăștia, deci acești 7 cetățeni turci, nu au fost extradați, nu au fost expulzați, au fost răpiți, vânduți și cumpărați pe bani de către Erdogan. Iar tranzacția are loc acum, dintr-o prietenie pe care au început-o ei din relația lui Erdogan cu Putin, din înflătura lui Erdogan împotriva americanilor și la încercarea lui Erdogan de a fi egoistul numărul unu a bazinului ăsta a Mării Negre și Balcanilor, unde se află el cu mintea lui de mascul, care trebuie să însemne teritoriul și să arate el cât e de mare. Iar noi vă găsim foarte rapid, vă găsim toată paralela între Erdogan, Plahotniuc și ăsta, visătorul ăsta de Teleorman, Dragnea, care este cel mai puțin norocos din ăștia trei. Este cel mai puțin norocos. Țara lui s-a pomenit în zona Uniunii Europene și lucrurile acolo merg mult mai prost decât la Plahotniuc. Îl înviduiază groaznic Plahotniuc, cât e de liber Plahotniuc să-și bată joc de țara asta. Of, cum și-ar mai bate joc Teleormanul ăsta de România dacă ar avea pârghiile lui Plahotniuc. Dar uite că este nevoit totuși să acționeze și să mimeze ceva, deși aduce atâta rău României.
PSD-ul ăsta, pe care unioniștii de aici nu vor să-i condamne. Pentru unioniștii de aici, din zona lui Plahotniuc, spațiul românesc și politica din România este o idilă de dragoste. Și toți sunt românii noștri. Și ăsta, Dragnea, ăsta, Teleormanul ăsta, a votat și el declarația de unire și e patriot mare și împreună cu Plahotniuc, poate nici nu știi, și cu Erdogan, vor face unirea odată în băltoaca asta a noastră, în mocirla asta a noastră din zona Mării Negre. Că Marea Neagră este o băltoacă pe lângă egoismul și mizeria din sufletele ăstora. Să revin la cei șapte nenorociți, cei șapte amărâți de oameni care au fost dați pe mâna unui satrap de către criminalii ăștia. Clădirea președinției se face pe bani de la Gazprom, pe bani plătiți de către Plahotniuc pentru tranzacția de a pune mâna pe Moldova Gaz după ce are și ANRE-ul și poate coordona și tarifele și pierderile de gaze și le poate gestiona prin omul lui la Moldova Gaz, pe Vasea Botnar, și l-a pus la SIS. Vasea Botnar este la ora actuală cel care a operat în numele Republicii Moldova pentru răpirea și pentru vinderea acestor cetățeni, soarta cărora, eu îi spuneam unui om simplu, îi spuneam, zic, uite ce-o făcut ăștia, și îl spun, ce măi, dar puși la male mai sunt. Băi, dar puteau să-i scoată la frontiera Republicii Moldova, să ducă în patru zări, dacă au făcut ceva împotriva Republicii Moldova. Nu să faci ceea ce ai făcut. Deci trebuie să ne băgăm noi în reglările de conturi din Turcia. Eu am să mă refer un pic doar la chestia asta ca să înțeleagă lumea. A explicat-o ieri Daniela Bodrug la 10 TV, dar o explic și eu aici. Ca să înțelegeți că multă lume nici nu prea a înțeles. Lumea crede că liceul ăsta turco-român sau moldoturc este al Turciei. Nu, el se numește moldoturc pentru că Fatullah sau cum îi spunem, nu știu exact cum se pronunță, Gulen, este un om care a investit, este de origine turcă, este dintr-o familie de mam, de slujitor islamist, nu islamist, de islam, de Muhammed, de mărturisește pe Muhammed, adică e slujitor, imam sau cum se numesc ei acolo, nu vreau să ofensez pe cineva, nu știu. Deci, Gulen este un om care și-a însușit, având foarte mulți bani, și-a însușit această dorința lui de a sprijini programe educaționale. Nu otomane, ci turcești, de open mind turcești, de oameni care se integrează în această lume modernă a turcilor din întreaga lume, a 3 milioane de turci din Germania, care și acolo licee germano-turcești, în Asia, în America și așa mai departe. Criminalii ăștia au declarat cu dorința lui Erdogan, au declarat această rețea de liceuri ca fiind islamistă și teroristă. Ceea ce este o crimă, de fapt. Deci ăștia ne-au pus pe noi într-o situație extrem de idiotă, pentru că CEDO, pentru că Curtea Europeană a Drepturilor Omului le vor da câștig de cauză acestor oameni și nu la sfântul așteaptă, ci în procedură de urgență. Iar statul lui Plahotniuc, de pe umerii noștri, vor trebui să le plătească despăgubiri mari acestor oameni și familiilor lor pentru supliciile și pentru încălcarea drepturilor lor. Plahotniuc a făcut o crimă pe care i-o pune, vă asigur eu, i-o pune 100% pe grumazul lui Dodon. Plahotniuc e meșter extraordinar la asemenea figuri. Așa cum a fost beneficiarul principal de la pederile de la Banca de Economii și cum l-a făcut pe Filat țapii spășitor, nu că Filat ar fi fost cu totul întâmplător, țapii spășitor, Filat s-a înfruptat foarte mult de la Banca de Economii prin șor, dar până la urmă și banii care i-au furat Filat au ajuns tot la Plahotniuc, iar Plahotniuc a ajuns condamnat pentru toți banii pe care a pus mâna Dodon, să se teamă, să asculte și să-i fie frică de ceea ce îi spun eu. Deci banii pe care i-a luat el de la Plahotniuc pentru funcția de director la Moldova Gaz, banii pe care i-a mai făcut el din mânăriile lui cu Krasnoselski, acum
iarăși sunt implicați bani pentru cetățenii turci care au fost vânduți lui Erdogan, nu banii care au fost dați pentru președinție, care este de la Moldova Gaz, de la Moldova Gaz. Acum sunt alți bani care ar urma să vină prin Transnistria cu acceptul lui Putin către Dodon. Și ăsta e atât de avar de bani încât știe că Plahotniuc îi suflă în ceafă. Știe exact ce îi se poate întâmpla și nu se poate opri. Nu se poate opri de a aduna milioane. Din unele surse, Dodon la ora actuală ar avea deja vreo 35 de milioane de dolari pe care îi livrează. Mai drept zis, vreo 35 de milioane de euro i-a trecut deja din dolari în euro pentru că jurisdicția americană asupra dolarului, jurisdicția extrateritorială americană asupra dolarului îl sperie groaznic, știind că europenii sunt mai molcuți, sunt mai încerți, sunt mai birocrați, i-a trecut în euro ca să nu-l prindă de fund jurisdicția extrateritorială sau internațională asupra dolarului și ține prin euro și tot îi transferă din cont în cont. Iar Plahotniuc urmărește și o să-l belească. De aia explicam și la această emisiune care merge acum la TV21 că, sau poate s-a terminat, nu știu, se termină acum. Deci de aia explicam că Plahotniuc nu poate fi găsit în zona politică sau geopolitică. De aia Plahotniuc nu-l poți găsi și nu-l poți identifica foarte exact undeva. El parcă e și în zona intereselor americane și europene și a fost primit de Erdogan la Ankara de frică și parcă acum cu Dodon se duce în zona de interese rusești. Nu are nicio treabă activitatea lui Plahotniuc cu politica și cu atât mai mult cu geopolitica. Plahotniuc este un maniac. Plahotniuc este robul banului pe care îl fură de la oamenii ăștia. Și tot, el este gata să fie orice, măcar și extraterestru, orice pentru banii lui și pentru capitalurile lui. Pentru stăpânirea pe care o are el din frustrarea lui și din nimicnicia lui interioară, stăpânirea asupra altor oameni și umilirea lor și puterea care i-o dă banul pe care îl stoarce din oamenii ăștia. Asta este Plahotniuc. Și nimic mai mult.